Bună seara, cred că suntem în direct. Ia să vedem dacă deja observ câteva persoane că mă așteaptă, iar Alex Juan deja face semne, nu știu unde sunt moderatorii. Alex, o să vedem, da, pe măsură ce apar. Nu este nicio problemă, în general oamenii apar și mai târziu pe parcursul live-ului și este în regulă cu întrebări în funcție de temă și de subiect. Aștept, dragii mei, să vă alăturați, să mai dați câte un like astfel încât și cei interesați să vadă că suntem live și, bineînțeles, să vă pregătiți întrebările, ca de obicei, lucrurile care vă preocupă și cum pot să vă fiu de folos, cum pot să vă ajut în această seară. Sper că subiectul este de interes, de fapt și acest subiect, ca și celelalte, a fost ales în funcție de nevoile voastre, de dorințele voastre. Ia să vedem. Mai apare cineva, se vede, se aude, da, subiectul, așa cum ați văzut, este stima de sine. Despre asta vom vorbi, pentru că trăim într-o lume în care se pune foarte multă presiune pe noi. Avem de foarte multe ori așteptări de la noi, peste puterile noastre, unele nerealiste, și din păcate aceste așteptări le au și cei din mediul apropiat. De altfel, eu cred că această imagine despre cum ar trebui să fim se formează, știu eu, probabil că legat de mass media, de reviste, de ce găsim pe internet. Iată, abundă rețelele de socializare cu fotografii în care arătăm aproape perfect, pentru că, slavă Domnului, există filtre. Pe mass media ne punem doar acele fotografii în care suntem fericiți, suntem minunați și pare că ducem o viață de poveste. Cel puțin așa pare pentru ceilalți care ne văd momentele minunate, dar nimeni nu va defila în public cu acele aspecte mai puțin frumoase ale vieții sau ale personalității. Iată de ce oamenii stau, privesc și spun, iată, toți sunt fericiți, toți sunt realizați, toți au o viață minunată și numai eu nu. Asta înseamnă că sunt într-o comparație și într-o comparație defavorizantă, de fapt, și, bineînțeles, una nerealistă, pentru că, acum nu vreau să-i condamnăm nici pe cei care își postează în mass media doar acele reușite personale, este absolut firesc. Nu mergem în lume cu ce avem noi mai frumos. Niciodată nu o să ies, nu știu, îmbrăcată, să spunem, cu hainele cu care fac curățenie generală, nu o să ies la întâlnire sau în oraș, nu-i așa? Cam asta este și cu viața noastră. Nu o să arătăm lumii acele aspecte mai puțin frumoase sau aspecte dureroase. Dar dacă nu ai suficientă încredere în tine și nu ai o stimă de sine ridicată, vei crede că toți ceilalți sunt mai buni, mai fericiți, mai împliniți decât tine, vei începe să suferi, vei avea o imagine de sine negativă și o stimă de sine scăzută. Acum, lucrurile sunt ceva mai complexe, o să le mai dezvoltăm noi pe parcurs, dar hai să vedem cine ni s-a mai alăturat în această seară. Bună seara, Maria, bine ai venit! Bună seara, Ionela Mihaela, bine ai venit și tu! Bună seara, Adriana, bine ai venit! Iată, prieteni dragi, prieteni mai vechi care au fost alături de noi și la alte live-uri. Bună seara, Flori! Ok, haideți încet, încet să ne adunăm așa întrebările și preocupările și să vedem ce putem face ca să răspundem întrebărilor voastre.
Eu să vă prezint acele aspecte la care m-am gândit în această seară și ușor, ușor voi mai lua câte o întrebare, vă voi răspunde. Sper ca până la final să reușesc să răspund fiecăruia dintre voi măcar la o întrebare și unde nu reușesc, așa cum știți, vom relua acele teme, acele aspecte pentru a vă răspunde și pe parcurs. Ia să vedem. Bună seara, Mona Lisa, te îmbrățișez, bine ai venit. Bună seara, Ionuț, bine ai venit și tu. Cine a mai venit? A, Bia, bine ai venit, Bia Biuța, iată o altă prietenă de-a noastră. Încet, încet, grupul nostru fidel, așa, grupul cu care ne întâlnim de obicei vineri seara, se adună și sper să vă ajute acest subiect. Acum, când vorbim de stimă de sine, putem pleca și de la cuvântul sine. Da? Sinele. Sinele sau eul a fost, n-aș vrea să intru în tot felul de subiecte care nu țin strict de psihologie, pentru că putem să ne ducem și în zona spirituală și să definim sinele și în această zonă, însă nu este subiectul meu forte, așa că o să plec de la conceptul de sine, așa cum îl definea Carl Rogers, unul dintre importanții psihoterapeuți ai secolului al XX-lea. El spunea că sinele reprezintă imaginea de sine, reprezintă stima de sine și sinele ideal. După cum vedeți, există un sine ideal. Cum aș vrea eu să fiu? Cum aș vrea să mă perceapă ceilalți oameni? Și apoi există un sine realist. Cum sunt cu adevărat în acest moment? Și există un sine subiectiv. Felul în care eu mă percep pe mine în acest moment. Numai că, vedeți, lucrurile sunt până la urmă subiective. Cum te percepi tu pe tine? În funcție de ce? Care sunt criteriile pe care le utilizezi atunci când te definești pe tine? Prin prisma reușitelor tale sau prin prisma eșecurilor tale? Prin prisma felului în care te percep ceilalți sau prin prisma așteptărilor pe care tu le ai de la tine, apropo de ceea ce spunea Carl Rogers, sinele ideal. Deci vedeți câtă subiectivitate există în această zonă a stimei de sine. Așa că, dragii mei, vreau să reflectați câteva clipe și să răspundeți la această întrebare. Cine ești tu? Și cum te percepi pe tine în acest moment? Vedeți că dacă stați să vă gândiți, probabil că veți avea tendința să dați o definiție a voastră, a ceea ce sunteți, prin prisma profesiei, de exemplu. Și vei spune, sunt medic, sunt student, sunt profesor, sunt elev, sunt sau prin prisma rolului social. Sunt o mămică, sunt o bunică, sunt un tătic, sunt un copil, sunt o iubită, sunt o soție și așa mai departe. Sau pot să spun prin prisma rolului de gen, da? Sunt bărbat sau sunt femeie și continuați cu fiecare cu ceea ce dorește. Unii veți continua cu calitățile voastre, alții cu ceea ce vă lipsește, alții cu aspecte pe care le doriți și iată că, vedeți, deja se formează o diferență extrem de subiectivă. Ia să vedem ce mai spuneți voi aici. Monica, bine ai venit și tu, Monica. Așa.
Ia să vedem. Bun, deci dacă ați reflectat la aceste întrebări pe care vi le-am pus, cu siguranță că deja v-ați făcut o imagine, dar hai să vedem cum se formează stima de sine. Evident că se formează în copilărie, dar și pe parcursul întregii vieți, pentru că are legătură, pe de o parte, cu experiențele pe care le-ați avut de-a lungul vieții și cu felul în care ați analizat sau ați reflectat asupra acelor experiențe și, pe de altă parte, felul în care vă percep ceilalți. Experiențele noastre de viață încep încă din copilărie. Și dacă în general am fost încurajat în copilărie, dacă în general mi s-au dat sarcini pe măsura vârstei și a puterilor mele și am fost ajutat, atunci am învățat că pot, că sunt o persoană valoroasă și că acțiunile mele au rezultate pozitive. De asemenea, dacă am fost văzut de părinții mei, dacă aceștia s-au bucurat stând alături de mine, dacă au considerat că sunt suficient de important încât să mă privească, să-mi acorde timp de calitate, atunci am dedus generic că sunt o persoană ok. Da? Sunt ok așa cum sunt. Dacă însă părinții n-au avut niciodată timp de mine, au fost foarte ocupați sau nu au realizat cât de important este să petreacă timp valoros cu mine, atunci încep să-mi pun întrebări, copil fiind, ce e în regulă cu mine și să cred că ceva nu e ok. Și iată, deja încep încă din copilărie să se formeze această imagine de sine, cum sunt eu, cine sunt eu. Iar prima relație semnificativă care contribuie la formarea stimei de sine este relația cu familia, cu părinții. Mai târziu însă, odată ce intrăm în alte medii, și relația cu școala, relația cu profesorii, cu elevii, cu grupul de prieteni contribuie la imaginea de sine, la încrederea în sine și în final la percepția mea despre mine. Am avea impresia că e foarte simplu să spunem, bun, da, eu sunt o persoană minunată, eu pot, eu vreau, eu reușesc, eu nu am nevoie să-mi spună ceilalți cum sunt. Însă vreau să vă reamintesc un lucru pe care îl spun adesea, și anume că noi suntem ființe sociale, specia umană este una socială și că relațiile interumane sunt extrem de importante, iar imaginea noastră despre noi înșine are mare legătură cu felul în care ne percep cei din jurul nostru, din mediul imediat apropiat și din felul în care aceștia mi oferă feedback. Dacă însă bazele unei stime de sine ridicate s-au pus încă din copilărie, atunci mult mai ușor îmi este pe parcurs să fac o selecție valorică a feedback-ului care vine din partea celorlalți. Adică, dacă mie îmi spune o persoană, nu știu, hai să luăm așa un exemplu banal, să încep așa cu lucruri banale. Îmi spune o persoană care nu știe să se îmbrace bine, îmi spune că nu mă îmbrac bine. Da? Atunci pot să spun, ok, nu prea am încredere în ce spui tu și nu contează părerea ta. Dacă însă critica vine din partea unei persoane care este specialistă în domeniul acela, pot să primesc această critică, dar dacă în copilărie am avut un mediu pozitiv în ceea ce privește stima de sine, atunci
nu voi face o tragedie din asta și nu voi crede că sunt cel mai nepriceput om în domeniul respectiv, ci dimpotrivă voi spune ok, este un lucru pe care îl pot învăța, pot studia sau pot cere sfatul altora care se pricep la asta. Cam asta este diferența. Pe când o persoană care are o stimă de sine scăzută va spune e cumplit, nu sunt bun de nimic, arăt groaznic, nici nu o să mai ies din casă, niciodată nu mă pricep, toți ceilalți sunt mai buni ca mine, numai eu nu sunt. Deci există un dialog interior negativ, extrem de critic față de propria persoană atunci când ai o stimă de sine scăzută, pe când atunci când ai o stimă de sine ridicată sau, mă rog, realistă, dialogul intern este unul mult mai blând și mai realist. Adică, ok, accepți că nu le știi pe toate, accepți că poți face greșeli, dar știind că e în regulă pentru că orice se poate învăța. În plus, de unele lucruri nici măcar nu ai nevoie ca tu să fii fericit și să reușești în viață. Ia să vedem cine ni s-a mai alăturat și ce întrebări mai puneți voi. Așa. Bună seara, Iona. Bună seara. Aceeași greșeală am făcut-o și data trecută. Ți-am spus, Ioana. Iona, bună seara, bine ai venit. Clau, Emi, bine ai venit. Mă bucur că tema ți se pare interesantă. Maria, ia să vedem, mereu îmi spun că nu sunt bună de nimic. Clauemi, se poate ca o persoană cu stimă de sine realistă să aibă scăpări uneori. Ok, percepția de sine nu este puțin o selecție care nu poate activa o definire de stimă. Ok, să încerc să vă răspund la întrebări. Maria, faptul că îți spui uneori că nu ești bună de nimic arată clar că există o stimă de sine scăzută. Pentru că probabil atunci când îți spui acest lucru este pentru că te-ai confruntat cu o nereușită. Ai încercat să faci ceva, nu ți-a reușit acțiunea respectivă conform așteptărilor tale. Și în loc să spui, ok, voi încerca alte strategii, voi învăța, voi cere ajutorul, ai decis că nu ești bună de nimic. Și aici aș vrea să observi următorul lucru. Este o generalizare de nimic. Tendința este de a percepe numai minusurile, numai nereușitele și să creăm așa un scenariu, poate exagerez puțin când spun, dar un scenariu imens, apocaliptic, așa, nu sunt bună de nimic, nu sunt stare de nimic, niciodată n-o să reușesc, toți ceilalți, numai eu nu. Vedeți, aceste generalizări pe care le folosim în limbaj și în gândire arată clar că nu există o doză de realism în percepția noastră față de noi înșine. Realismul înseamnă că sunt o persoană și cu calități și cu defecte, că sunt lucruri pe care le pot face în acest moment, dar sunt lucruri pe care nu le pot face încă. Și aici pot să mă întreb, este necesar să pot face acele lucruri? Și cum pot învăța să le fac? Cine mă poate ajuta să învăț să fac acele lucruri? Toată lumea, apropo de nimeni, numai eu, nimic, aceste generalizări, toată lumea știe să le facă pe toate? Se pricepe la toate? Nu e oare fiecare om priceput mai mult la un anumit aspect și mai puțin la celelalte? Până la urmă, în asta constă interacțiunile umane, a oferi unul altuia ceea ce avem, la ceea ce ne pricepem, nu? Și a primi de la ofer și primesc. E un permanent schimb. Deci aici, Maria, clar trebuie să începi să ai o gândire rațională, pentru că și gândurile noastre, noi avem impresia că sunt raționale, dar ele sunt
iraționale, n-au o bază logică. Cum să nu fii bună de nimic? Nimic? Ce înseamnă nimic? Cât ai făcut până acum? Privește în urma ta. Care sunt reușitele tale? Și când spune reușite, iarăși aș vrea să priviți lucrurile așa. Reușita mea nu este numai acel lucru măreț, un obiectiv foarte mare. Sunt reușite de zi cu zi, mai mici sau mai mari, dar toate împreună m-au adus în locul în care mă aflu astăzi. Și cu siguranță că știu mai multe, mă pricep la mai multe astăzi decât ieri. Dar o să vedem și de unde vine această gândire irațională în ceea ce ne privește pe noi. Pentru că dacă eu n-am încredere în mine și n-am o imagine de sine pozitivă, atunci voi intra în relații profesionale, relații de prietenie și relații de cuplu care să întărească această idee. Voi permite unor persoane manipulatoare să întărească această imagine negativă, să se folosească de mine. Pe când dacă am o imagine de sine realistă, eu nu permit celorlalți să se folosească de mine, să spună lucruri urâte despre mine. Eu știu cine sunt și ce valorez. Și aici, încă o dată, e ok să nu le știi pe toate. E în regulă să greșești. E în regulă să nu fii perfect. Și perfecționismul este iarăși o problemă cu care se confruntă persoanele cu o stimă de sine scăzută. Ia să vedem ce mai spuneți voi. Bună seara, Andrada, bine ai venit. Irina, bine ai venit. Monica, ia să vedem. Comparația negativă între frați cred că afectează stima de sine. Așa este, Monica. Comparația între frați, intenția părinților atunci când fac o comparație între frați este să-i stimuleze prin concurență să fie buni, să se depășească, să evolueze. Din păcate însă, acest mod de a face comparație, nu ești la fel de cuminte ca fratele sau sora ta. Uite, sora ta a avut numai note mari, tu de ce nu ai? Uite, sora ta este foarte bună la limba română, tu de ce ești bună doar, nu știu, la desen? Vedeți, această comparație prin care părinții încearcă să te stimuleze, să-ți depășești limitele, are drept consecință sentimentul că nu ești suficient de bun, că tu nu ești iubit și acceptat necondiționat de către părinții tăi. Și de aici încep să se dezvolte, iată, lipsa încrederii în sine, o imagine de sine distorsionată, nerealistă și o stimă de sine scăzută. Și cu asta, ăsta este, să zicem așa, bagajul cu care pornim la drum. Și dacă pornim la drum cu asta, e mult de lucru pe parcurs până când învățăm să ne schimbăm percepția de sine și să ne vedem prin prisma realizărilor noastre și nu a defectelor noastre. Așa, ia să vedem ce mai spuneți voi. Bună seara, Maria Diana! Stima de sine înseamnă să te pui pe primul loc în viața ta, dar ce se întâmplă când ai un copil? Te pui pe al doilea loc? Draga mea, Diana, să știi că am mai discutat despre lucrul acesta în alte live-uri și sunt dispusă cu mare drag să reiau subiectul. Este foarte important ca mamă să fii ok cu tine. Pentru că dacă tu în calitate de mamă ești bine, ești sănătoasă, ești fericită, ești odihnită, te-ai încărcat cu energie, ai de unde să oferi copilului tău. Dar când tu te epuizezi, dai totul copilului, soțului, celorlalți și uiți de tine și de nevoile tale, la un moment dat te poți îmbolnăvi, poți fi tristă, poți intra în depresie, poți fi anxioasă, poți fi nefericită. Și atunci când mama
este nefericită, bolnavă, tristă, obosită și copilul se simte la fel. Copilul este strâns legat de emoțiile mamei și le oglindește, le simte, le percepe. De aceea spuneam, dacă tu ca mamă, ca femeie, ești bine și ai grijă să-ți împlinești nevoile, atunci și copilul tău va fi bine. Când spunem pune-te pe primul loc, nu înseamnă să fii egoist, ci înseamnă să îți împlinești nevoile ca să ai puterea de a oferi celor dragi. Și exemplul pe care l-am dat și îl mai dau iar și iar este, gândiți-vă chiar atunci când mergeți cu avionul, da? Și când vi se spune, în caz de se întâmplă ceva, bine ar fi să nu se întâmple, da? Voi vă puneți primii masca de oxigen, adultul își pune primul masca de oxigen, apoi pune copilului. De ce? Pentru că dacă pui copilului masca de oxigen, s-ar putea să nu mai ai timpul să te salvezi pe tine și copilul fără prezența ta nu poate fi salvat chiar dacă are masca de oxigen, da? Cine îl mai salvează pe el? El depinde de tine. Supraviețuirea lui nu depinde numai de oxigen. Tu ești principalul lui oxigen, metaforic vorbind. Și de aceea, când tu ești ok, ai resurse să fii, să-i ajuți și pe ceilalți. Deci nu este egoism a avea o stimă de sine ridicată, nu este egoism a te iubi pe tine, ci dimpotrivă este tot o formă de iubire a celorlalți. Acum, n-aș vrea să confundăm o stimă de sine ridicată cu narcisismul, pentru că și o stimă de sine exagerată poate ascunde această patologie de care am mai vorbit noi și anume narcisismul. O doză de narcisism este firească, sănătoasă, fiecare om o are. Dar când acest narcisism depășește normalul, vorbim și de o tulburare patologică aici, o tulburare de personalitate narcisică și acest ego supradimensionat, așa, și o stimă de sine, nu e nimeni ca mine, toți sunteți, nu, vai de capul vostru, eu sunt cel mai bun de pe această planetă. Și în acest caz lucrurile sunt problematice din punct de vedere psihologic, nu vorbim de o sănătate mentală, nu vorbim de un echilibru, ci vorbim de niște probleme, pentru că în spatele unei stime de sine exagerate se află tot un copil care n-are încredere în el și atunci încearcă să-i controleze pe ceilalți, să-i manipuleze ca să-și hrănească o falsă imagine de sine. Deci, până la urmă, important este să avem o imagine de sine, o stimă de sine realistă, da? Raportată la calitățile noastre și la reușitele noastre, iar comparația cu ceilalți, pentru că inevitabil se face, trebuie să fie una cu măsură. Adică, ok, evident că o anumită persoană este un artist extraordinar și eu nu sunt artist, nu mă pricep la artă, îmi place, admir, mă bucur de ceea ce oferă celălalt, de ceea ce creează celălalt, dar eu mă pricep la altceva. Eu am un simț pragmatic, de exemplu, și mă pricep să organizez lucruri și la asta sunt foarte bun. Deci nu o să mă compar cu artistul și o să spun ce jalnic sunt, eu nu sunt bun de nimic, ci o să caut înăuntru meu să văd care sunt calitățile mele. Deci acesta este un sfat pe care vi-l dau tuturor celor care aveți o stimă de sine scăzută. Renunțați să vă mai comparați permanent cu ceilalți și faceți-o doar atunci când cineva este un model pentru voi. Și e un model pentru că are aceleași abilități pe care le aveți voi și vă propuneți să învățați de la acesta, dar învățarea, nu uitați, presupune inclusiv eșecuri care sunt feedback-uri până la urmă. Fac parte din procesul de învățare. Ia să vedem ce mai spuneți voi.
Alex Swan spune, trebuie să gândim mereu pozitiv, așa se va face mult. Într-adevăr, gândirea pozitivă te ajută foarte mult, însă nici aceea nu trebuie exagerată, pentru că o gândire nerealistă s-ar putea să mă ducă tot în zona unei stime de sine scăzute. Ok, iată Monica ce ne spune. Alex Swan spune că am avut un frate geamăn și am avut numai percepție negativă despre sine. Da, în general, când avem frați și suntem comparați unul cu celălalt, putem să avem o stimă de sine negativă, cu atât mai mult cu cât fratele este geamăn, da? În cazul gemenilor, poate că și mai mult celălalt poate. Eu de ce nu pot? Trebuie să fiu ca el, în loc să mă străduiesc să văd prin ce sunt eu unic, prin ce sunt eu diferit. Ia să vedem, deci Monica spunea că, de fapt, întrebarea ta este cum afectează o mamă narcisică un copil. Într-adevăr, o mamă narcisică poate să afecteze copilul prin faptul că ea nu împlinește nevoile copilului, ci dimpotrivă, ceea ce face este să manipuleze copilul ca să-și hrănească propriul ego. Și atunci, în loc să-i arate copilului calitățile, să-i dezvolte copilului independența, o mamă narcisică îl va face dependent de ea. Îi va arăta că tot ceea ce este el depinde de ea, că nu poate fără ea, că numai ea ca mamă poate să-i asigure toată viața supraviețuirea. O mamă narcisică va ține cont de sine fără să se gândească la independența copilului, fără să-i dezvolte autonomia. Și se poate întâmpla acest lucru o viață întreagă. Să vezi un adult de 30 de ani, care, 40 de ani, care încă mai întreabă să văd ce zice mama, ce părere are mama despre asta. Mama, crezi că am să pot face asta? Mai întâi mama, apoi familia mea. Mai întâi mama, apoi nevoile mele. Când la 30-40 de ani, poate și mai mult, încă ai această gândire, este clar că te afli într-o relație cu o mamă narcisică și lucrurile sunt destul de complicate aici să ieși din această influență, pentru că imaginea ta de sine este una incompletă, tu crezi că nu poți fără ea, că totul se datorează ei. Din păcate însă există și astfel de situații și am întâlnit destule în practica mea terapeutică, trebuie să admit lucrul acesta. Și o mamă bună trebuie să învețe că sunt momente în viață când trebuie să permiți copilului să se desprindă, să-și ia zborul, să fie autonom, iar tu trebuie să încurajezi această autonomie. Ok, ia să vedem ce mai spuneți voi, ce întrebări mai aveți în legătură cu stima de sine. Bună seara, Constantin! Bună seara, Corina! Bună seara, Dana! Da, ia să vedem. Uite, Maria spune că bullying-ul, întreabă dacă bullying-ul poate afecta stima de sine. Evident, vă spuneam de relațiile pe care le avem cu ceilalți și cum aceste relații completează imaginea despre noi. Oamenii sunt oglinzi unii altora. Eu nu știu cine sunt, nu? Încă din copilărie. Și pentru a afla, mă uit în ochii mamei și reacția mamei față de mine îmi spune cine sunt. Mă uit mai târziu în ochii tatălui, în ochii bunicilor, a fraților. Mă uit pe măsură ce cresc în ochii celor din jur pentru a-mi face o părere despre mine. Veți spune unii dintre voi, probabil, n-aș putea, oare n-ar fi mai bine oare să mă uit în oglindă?
Da, se poate să te uiți și în oglindă, însă oglinda îți reflectă și ea doar ceea ce se află în mintea ta. Însă oglinzile umane sunt de fapt ceea ce contribuie la percepția de sine. Când ceilalți îmi spun ceea ce ai făcut tu este frumos și bun și corect, tu poți face lucrul acesta, ce frumos, ce bine ai făcut lucrul acesta, încet, încet îmi fac o imagine despre mine. Dacă sunt femeie, relațiile mele cu bărbații mă ajută să-mi fac o imagine despre feminitatea mea. Dacă sunt bărbat, relațiile mele și cu femeile, dar mai ales cu bărbații, mă ajută să-mi fac o imagine despre masculinitatea mea. Da? Deci cumva stima de sine are legătură cam cu toate relațiile noastre. Și, cum spuneam, oglindirea în ceilalți mă ajută să înțeleg cine sunt eu, să-mi fac o imagine. Dar cine sunt ceilalți? Cum sunt ceilalți? Care sunt calitățile și defectele lor? Care sunt interesele lor? Și în ce măsură celelalte oglinzi sunt realiste sau sunt și ele mincinoase? Deci iată că și aici pot apărea probleme. De aceea bullying-ul poate afecta negativ. Gândiți-vă, bullying-ul implică o traumă întotdeauna. Trauma rușinii. Te simți umilit, te simți rușinat și neputincios în fața abuzului unui grup. Abuzul nu întotdeauna poate, trebuie să fie fizic ca să fie un abuz. Poate să fie emoțional și mai ales la vârsta formării. În copilărie sau în adolescență, bullying-ul este extrem de dăunător. Și imaginea despre mine este că e ceva în neregulă cu mine, da? Că nu sunt suficient de bun, pentru că apare și neputința de a spune stop. Apare și frica de a cere ajutorul celorlalți pentru că ești și amenințat. Și da, e o traumă severă care afectează. Numai că pe măsură ce creștem, este foarte important să ne întoarcem ca adulți în trecut, în acele momente de bullying și să înțelegem că acel copil avea nevoie de protecție și că abuzul acela n-ar fi trebuit să se întâmple. Când înțelegem că a fost un abuz și reușim să ne amintim și să ne confruntăm cu emoțiile dureroase din acele momente, poate fi vindecat bullying-ul și trauma produsă de bullying și putem să ne percepem altfel, diferit față de cum ne-am perceput atunci și să schimbăm imaginea de sine. Ia să vedem ce mai spuneți voi. Bia spune așa: o mămică de profesie economist cu o stimă de sine în general ridicată, cu tendință ușoară de grandomanie, de prea plin de trăire prin comparație. Cum aș putea rezolva asta? Păi, cred că această ușoară tendință de grandomanie și de comparație ascunde o neîncredere în sine. E ca și cum ți-ai pus niște platoșe, niște măști de apărare. Uite, eu sunt extraordinară, sunt o deșteaptă, sunt o frumoasă, ca mine nu e nimeni, uite, X nu e la fel de frumoasă ca mine, Y nu e la fel de pricepută, de deșteaptă ca mine, n-are destul de mult succes. De ce facem asta? Ca să ascundem, de fapt, slăbiciunile noastre. Înăuntru este o fetiță, de fapt, o fetiță care n-are destul încredere în ea. O fetiță care se teme de critica celorlalți și pentru a nu fi rănită își pune aceste măști care dau această tendință de grandomanie. De aceea spuneam, e important să înțelegem un lucru. Nimeni nu ia locul nimănui în această lume. Fiecare are locul lui, are calitățile lui. Și dacă este fericit cu ceea ce face, face cu plăcere acel lucru, este acceptat de către ceilalți. Această
tendință permanentă de comparație clar vine din copilărie, nu numai în relația cu părinții, apropo de exemplu pe care vi l-am dat, ci și din relația cu profesorii, mediul școlar. Și mediul școlar, dacă a fost un extrem de concurențial, poate să determine această tendință de comparație permanentă. Așa că sfatul meu este să te întorci la fetița dinăuntru tău, să vezi când nu s-a simțit sigură pe ea, când nu s-a acceptat, și să înveți să o accepți și să o iubești cu tot cu slăbiciuni, cu defecte, cu neputințe, pentru că până la urmă asta ne face oameni. Nu suntem perfecți și nici nu trebuie să fim. Nu suntem imbatabili, suntem cu calități și defecte, umani. Evident că ne putem depăși permanent limitele, dar intenția noastră trebuie să fie următoarea. Astăzi vreau să fiu mai bun decât ieri și mâine mai bun decât astăzi. Deci îmi depășesc propriile mele limite dacă asta mă face fericit, dacă am un scop pozitiv în acest sens, ci nu doar ca ceilalți să mă perceapă, să mă admire, să mă aprecieze. Dacă eu mă apreciez și persoanele importante pentru mine mă apreciază, e suficient. Ok, pot să spun ce pot face pentru ceilalți, dar dacă există oameni care nu vor fi mulțumiți sau nu mă vor aprecia, asta nu are întotdeauna legătură cu mine, ci are legătură cu nevoile lor. Poate că ei au alte nevoi și atunci e bine să le caute sursa satisfacerii în altă parte. Ok, ia să vedem ce mai spuneți voi. Agresiunea, intimidarea se întâmplă și la animale și la oameni. Așa este, din păcate, apropo de bullying, și animalele și oamenii. Dar de ce apare agresiunea? Pentru că apare așa un fel de luptă pentru teritoriu sau un fel de nevoie de a fi masculul sau femeia dominantă, da? Eu sunt dominant pentru că eu am toate resursele, acces la resurse, la putere, eu trebuie să fiu cel mai bun. Însă eu zic că am depășit acea epocă primitivă și că am depășit stadiul de animale de ceva vreme. Unii, din păcate, încă nu, încă trăiesc în planul ăsta instinctual. Și înțelegem prin conștiința pe care o avem că avem calități, avem defecte, avem, putem fi fericiți cu ceea ce avem, putem învăța lucrurile pe care nu le cunoaștem, putem crea resursele de care avem nevoie, nu trebuie să dețin totul, e în regulă să dețin atât cât am nevoie la un moment dat, astfel încât să mă simt în siguranță și să mă simt împlinit. Ia să vedem ce mai spuneți voi. Pe aici, Mona Lisa, cum poți avea o stimă de sine ridicată dacă din jur nu primești nici măcar un compliment, nu simți aprecierea din partea celorlalți? Ok, uneori mediul în care te afli nu este un mediu propice. Și mediul în care te afli, în mediul în care te afli, oamenii sunt prea mult centrați pe ei, sunt egoiști sau dimpotrivă sunt prea preocupați de alte aspecte materiale și nu pun accent pe nevoile acestea emoționale ale oamenilor. E bine în astfel de situații să schimbi mediul. Nu întotdeauna, repet, mediul este propice pentru dezvoltarea noastră și pentru a avea o stimă de sine ridicată, echilibrată, pentru a ne simți împliniți. Deci, schimbă prietenii, schimbă grupul, schimbă mediul. Un alt sfat pe care pot să ți-l dau, Mona Lisa, este să începi tu să faci aprecieri celorlalți. Să vezi că până
până la urmă și asta e o formă de educare. În momentul în care spui, uite, îmi place cum îți stă astăzi părul, sau ți-ai cumpărat o pereche de pantofi noi, îți vine așa de bine, îți fac piciorul frumos, sau ți-ai luat o mașină nouă, îmi place, mă bucur, astăzi la facultate ai dat un răspuns extraordinar, ai luat 10, ești super tare, îmi place cum răspunzi. Deci să facem astfel de complimente, dar observi că am dat o mulțime de exemple variate, pentru că e important ca acele complimente să aibă o bază realistă, iar eu să fiu sincer în complimentele mele. În momentul în care oamenii primesc complimente adevărate, da, reale, în momentul acela se bucură, își schimbă starea, se simt mai bine și vor învăța să fie mai generoși, să-ți ofere și ei complimente. Începe tu. Asta să aștept de la ceilalți și să mă supăr că ceilalți nu mă oferă, nu e întotdeauna o acțiune, o atitudine benefică. Poate a începe să fac eu primul pas și prin comportamentul meu îi educ într-un fel pe ceilalți, și asta e un lucru bun. Sau mai poți face, de exemplu, următorul lucru, să pui întrebări. Ce crezi despre? Îți place cum am făcut lucrul acesta? Îți place rochia mea cea nouă? Îmi vine bine? Uite, am reușit să obțin asta. Ce crezi despre lucrul ăsta? Vreau să împărtășesc cu tine bucuria mea. Deci sunt diferite moduri în care să învățăm să cerem de la ceilalți să oglindească o parte din noi, reușitele noastre. Dar dacă lucrurile nici prin educație, nu în felul acesta, da, făcând eu primul pas, nu se schimbă, atunci poate că ar fi bine să schimb eu mediul. Așa, ia să vedem ce mai spuneți. Constantin, da, m-am rușinat când în birou erau colegi care au venit să lucreze de la facultăți prestigioase, Oxford, Harvard. Ok, da, se întâmplă să vină specialiști prestigioși, dar ok, îi admir, de ce să mă rușinez și să cred că dacă n-am absolvit Oxfordul sau Harvard sau știu eu ce, e ceva neregulă cu mine. Sunt un om priceput la ceea ce fac, atât. Asta este bucățica mea, sigur că o să vreau mai mult, dar nu mă uit în vârful muntelui, ci mă uit la, mai degrabă la prima înălțime, nu? Prima altitudine de la modul în care mă aflu sau prima treaptă, da? Aș putea să ajung acolo și mă bucur că am ajuns acolo, la pasul următor, la treapta următoare și sunt fericit pentru mine și sunt mulțumit. Adică, ok, privesc în sus, dar dacă privesc numai în sus, nu o să pot să văd și de unde am plecat și unde am ajuns și cât de bune sunt lucrurile pe care le fac acum, în acest moment. Sigur că aici are legătură cu tot cu stima de sine și cu încrederea în forțele proprii. Deci mai degrabă îi admir pe ceilalți fără să mă compar. Evităm comparația, da? Ok, minunat că a ajuns acolo, e grozav, înseamnă că e un om extrem de inteligent de la care eu pot învăța. Nu putem fi toți mari specialiști. Ia să vedem, Maria Diana, mă deranjează privirile și atitudinea oamenilor străini de pe stradă cu privirea fixă. Cum ar trebui să-i tratăm? Cu indiferență? Dar și cu cei apropiați câteodată. Oamenii de pe stradă trebuie priviți dacă se uită fix, depinde cum se uită, știi? Fixul acela este însoțit de regulă de o atitudine. Dacă atitudinea este admirativă în privirea lor fixă, atunci poți să le întorci un zâmbet. Nu te costă nimic și celălalt poate va zâmbi, poate nu, dar
e o chestie, văd asta. Când eu îi zâmbesc celui care se uită fix la mine, îi arăt că văd. Dacă îi zâmbesc, dacă privirea lui este admirativă. Dacă privirea este fixă și dezaprobatoare, poate că e ceva ce nu-i place la mine sau nu, tendința așa, poate că ești un pic mai nonconformistă, atunci poți să te uiți întrebător, da? Să oferi și tu o privire înapoi întrebătoare, ca și cum, ce este în neregulă, ce te deranjează, da? Fără să spunem în cuvinte, în niciun caz, adică aici e vorba de un schimb de priviri sau pur și simplu să nu te uiți. Cred că asta este cea mai bună soluție. Tu mergi pe stradă pentru că vrei să ajungi undeva. Gândurile tale vor fi către locul în care te îndrepți. Poți să te gândești ce zi minunată e astăzi, ce bine mă simt, poți să te uiți la, nu știu, nu neapărat la oameni, ci la lucrurile pe care le vezi în jurul tău și poți să te uiți la oamenii obișnuiți, da? Nu la aceia care te fixează cu privirea. Deci aici e important să nu insiști asupra acelui lucru, da? Pentru că oamenii se uită, fie că ești o persoană deosebită și se uită admirativ, wow, ce frumoasă este această fată, această femeie, sau se uită dezaprobator, nu-mi place cum, sau cu invidie, sau nu-mi place stilul, e prea nonconformistă, nu ceva. Deci, dacă tu ești ok cu tine, nu-ți pasă de privirile celorlalți, iar pe cei apropiați îi poți întreba pur și simplu. De ce mă privești așa, dacă toți sunt apropiați? Și ai aflat răspunsul. Nu trebuie să bagi prea mult în seamă, nu trebuie să pui asta la suflet, tu trebuie să fii tu însăți. Cam despre asta este vorba. Faptul că tu observi, uite, asta m-a făcut acum să mă gândesc, faptul că tu observi atât de mult privirile fixe ale celorlalți, s-ar putea să aibă legătură cu privirea mamei din copilărie sau a tatălui. Cine te privea insistent, dezaprobator, de exemplu, în copilărie? Și ai să vezi de ce ți se activează această stare de disconfort când cineva te privește fix. Ia să vedem ce mai ziceți voi aici. Cu drag, Bia. Maria, ce spui tu? Deci nu e bine să demonstrezi niciodată nimic nimănui sau uneori mai trebuie. Păi de ce să demonstrezi? La ce îți folosește să demonstrezi? Numai ideea asta de a demonstra că pot celorlalți, că sunt bun celorlalți, că sunt deștept, că sunt... La ce mi-ar folosi această dorință? E ca și cum energia mea s-ar duce spre a cere de la ceilalți un compliment, de a cere de la ceilalți o aprobare. Când eu vreau să demonstrez cu orice preț altora, este pentru că eu vreau aprobarea lor. Dar nu trebuie să ai aprobarea tuturor. Poate uneori nu e bine să ai aprobarea nimănui, ci aprobarea ta, să-ți dorești tu lucrul acela. Că dacă facem lucruri ca ceilalți să ne complimenteze, să ne aplaude, să ne spună, wow, ești extraordinar, înseamnă că este o problemă legată de stima de sine, de încrederea în tine. Bun, e firesc să vrem validări. E firesc ca să așteptăm ca acțiunile pe care le fac, de exemplu, nu știu, hai să o luăm cu mediul domestic. Fac pentru soțul meu o mâncare bună și pentru copiii mei. Și ei se așează cu toții la masă, ne așezăm cu toții și evident că eu aștept să-mi spună, wow, ce bună e prăjitura asta. Și dacă nu-mi spun, atunci pot să-i întreb, cum vi se pare această prăjitură? Da? Am gătit-o cu gândul la voi, cu drag pentru voi. Deci, dar tu nu faci doar ca să primești acele aprobări. Nu o faci pentru că ți-ți place să gătești, pentru că îi iubești și pentru că vrei ca ei să se bucure de ceea ce ai făcut pentru ei. Și dacă primești și validări, e în regulă, dacă nu, pentru că sunt ai tăi, e în regulă să le ceri această validare, dar a face lucruri doar ca să le demonstrezi celorlalți e o trădare a
a sinelui, a nevoilor tale. Ok. Da, care sunt, uite, Constantin, așa mai eficient, care sunt punctele ABC pentru ridicarea stimei de sine. Dacă vreți voi așa puncte ABC și vreți să vă apucați de lucru, punctele acestea sunt multe. Deja am atins multe dintre ele, dacă vreți așa să le structurăm un pic, în primul rând să aveți o atitudine realistă față de voi. Adică și așteptări realiste de la voi. E în regulă să fiu și să pot ceea ce pot, nu trebuie să fiu geniu, nu trebuie să fiu un mare artist, dar e în regulă atât cât știu să fac, acesta este locul meu. Vreau să fac acest lucru, nu vreau să ajung în vârful muntelui, dar nu sunt suficient de antrenat astăzi, poate într-o zi voi ajunge acolo, astăzi îmi propun de la mine să rezist, să urc nu știu câte sute de metri și e suficient, sunt bucuros că am reușit atât. Deci să avem așteptări realiste față de capacitățile noastre. Asta ar fi una. Apoi să îți dezvolți abilitățile personale. Da? La ce mă pricep eu mai bine? Care sunt talentele mele? Ce fac eu cu ușurință? Și mă concentrez asupra acestui lucru. Apoi să fiu atent la anturaj și la mediul în care mă aflu. Și dacă anturajul este ostil, îmi este împotrivă, atunci poate ar fi bine să schimb anturajul, să schimb prietenii, colegii, să mă duc într-un mediu în care pot să fiu eu însumi și în care oamenii se poartă corect, politicos față de mine și nu mă sabotează, nu mă critică permanent. Un alt lucru foarte important în creșterea stimei de sine este să fim atenți la gândurile noastre, la ce credem noi despre noi, pentru că foarte mulți avem un fel de critic interior, un fel de sabotor intern și când permanent îmi spun nu sunt stare, nu sunt destul de bun, nu sunt stare de nimic, nu merit, ce fraier sunt, ce uite X cât e de bun și eu nu o să pot niciodată. Deci când te cerți pe tine permanent înseamnă că ai metaforic, nu e o metaforă, un critic interior, o voce internă, cumva te sabotezi tu din interior. Și atunci învață să schimbi această voce și să fii mai blând față de tine, mai tolerant față de greșelile tale, mai tolerant față de tine în general. E ok, atâta știu, atâta pot acum, cu siguranță că o să pot mai mult dacă învăț suficient, dacă schimb strategia, dacă cer ajutorul celorlalți și este absolut normal să cer ajutorul celorlalți. Apoi să accepți că este normal să greșești, am mai vorbit despre asta, da, acum facem doar o sinteză. Greșeala face parte din procesul de învățare. Greșesc pentru că învăț. Dacă le-aș ști deja pe toate, n-aș mai învăța, n-aș mai evolua și nici n-aș mai greși. Deci e o componentă absolut firească și chiar dacă eu nu văd la ceilalți, cu siguranță că și ceilalți au greșit, greșesc în procesul lor de învățare. De asemenea, este foarte important să ne acceptăm pe noi necondiționat. Să spunem, ok, sunt în regulă, așa cum sunt, pot mai mult, dar sunt în regulă așa cum sunt. De asemenea, să înțeleg că nu toți oamenii oglindesc calitățile mele, unii dintre ei își oglindesc, proiectează asupra mea propriile lor frustrări, propriile lor nemulțumiri. Și atunci e bine să fiu atent la aceste relații pe care le am și să schimb relațiile pe care le am cu ceilalți dacă acestea nu sunt benefice. Da? Nu sunt, De asemenea, aș vrea să vă mai spun următorul lucru. Imaginea de sine, adică felul în care te vezi,
încrederea pe care o ai în tine, adică faptul că poți, crezi despre tine că poți să faci anumite lucruri și atunci acționezi, iubirea de sine, nu, să te pui pe primul loc, și stima de sine, respectul față de mine și de nevoile mele, da? Toate acestea reprezintă cei patru factori de bază pentru o viață împlinită, echilibrată, pentru succes, indiferent ce numești tu a fi succes. Succes în viață personală, profesională, sentimentală, socială. Succesul ne fiind neapărat așa o culme spre care trebuie să ajung, ci să ajung acolo unde eu mă simt confortabil și mă simt bine cu mine și cu viața mea. Cam aceste patru lucruri sunt foarte importante. Despre iubirea de sine și despre încrederea în sine, cum poți să le dezvolți, cum poți să urmărești transformarea imaginii pe care o ai despre sine, vei putea afla mai multe dacă intri pe platforma mychange.ro. Acolo, după cum știi, am creat acele programe psihoterapeutice în care înveți să afli cine ești tu dincolo de măști. Găsești în acele programe o mulțime de tehnici, de strategii pe care le aplic cu clienții și în cabinet și care tu, și de care tu te poți folosi în confortul casei tale, în ritmul tău, pentru a-ți crește stima de sine, încrederea în tine, pentru a învăța să te iubești. Ia să vedem ce mai spuneți voi pe aici, așa că ne apropiem ușor, ușor de încheiere. Ce ne spune Iona? Să pui pe primul loc aptitudinile, nu diplomele. Sigur că da, calitățile sunt foarte importante, ce știm noi să facem. Există într-adevăr într-o companie unii lideri, unii specialiști, fiecare are locul lui bine stabilit. Dragii mei, sper ca acest live să vă fie ajutat, să vă fie oferit informațiile de care aveați nevoie și sper că am reușit și de această dată să răspund măcar în parte nevoilor voastre. Și aș încheia în această seară prin a vă spune că sunteți ok așa cum sunteți, că sunteți niște oameni minunați și că puteți evolua permanent. Viața este o călătorie, în această călătorie avem și succesuri, avem și eșecuri, așa aveam eu un... avem și feedback-uri pozitive și negative, relațiile noastre sunt foarte importante, putem să alegem relații care să ne facă să creștem, să evoluăm, sau dimpotrivă putem să rămânem într-un mediu ostil. Dar eu zic că aceste live-uri și sfaturile pe care vi le dau vă ajută să aveți mai multă încredere în forțele voastre, să aveți o stimă de sine pozitivă și o viață împlinită. Vă îmbrățișez și ne vedem vinerea viitoare!